Bună ziua și bun găsit la interviurile Pagina de Media. Sunt Petri Șorobaie și astăzi vom vorbi despre o campanie. Este o campanie despre care nu vă voi da prea multe detalii acum. Este o altfel de campanie în această perioadă de pandemie. Înainte de a introduce pe invitatul de astăzi, haideți să o vedem. Sunt oameni. Pe unii dintre ei îi știm bine, iar pe alții nu-i vom cunoaște niciodată. Dar fiecare dintre ei este un mare ceva pentru altcineva. E tatăl cuiva sau frate, e văr sau fiin sau naș, mamă, bunică sau nepoată. Toți sunt cinevaul cuiva. Iar dacă ar fi să se ducă, cumva, nu acum și nu așa. Acesta a fost spotul, l-ați văzut, și îl vom comenta împreună cu fotograful care a semnat aceste fotografii și care a mers foarte mult prin spitale, Cristian Movilă. Bine ai venit în studioul Pagina de Media. Bine te-am găsit. Vede, am văzut această campanie cu un mesaj destul de puternic. Un mesaj, un alt fel de mesaj, nu cel de tip blând cu care ne-am obișnuit. Adică oamenii mor infectați cu zvonuri. De ce ați ales varianta asta? Cred că de la început trebuie să spun că, din punctul meu de vedere, nu e neapărat o campanie. Este mai mult un strigăt, este mai mult o inițiativă din durere. Văzând ce se întâmplă, la fel ca anul trecut, când am avut o instalație într-un spațiu public, în fața Muzeului de Artă al României, așa am încercat și acum să dăm o mână de ajutor prin sau cu ce știm noi cel mai bine. Cui dați această mână de ajutor? Comunității noastre. Da, probabil și celor care normal se ocupă de vaccinare și sper să putem să-i ajutăm cu această, nu știu, această inițiativă. Acum, probabil e ușor să judeci și să spui că ceilalți n-au făcut bine sau ce s-a întâmplat până acum și așa mai departe. Cred foarte tare că până acum, din punctul meu de vedere, acest mesaj de ce înseamnă vaccinarea cu reîntoarcerea la familie și așa mai departe nu a prins sub nicio formă, pentru că lumea, din păcate, vrea să știe realitatea. Iar atunci când îi arăți ceva, mai ales cum e în terapie intensivă, nu cred că poți să dai ansin. Odată ce ai văzut, rămâne în retina ta. Și sper ca ce rămâne în retina fiecăruia să poată să-l facă să măcar să se regândească la decizia de a se vaccina sau nu. Da, înainte de a vorbi de retina celor care văd aceste fotografii, să nu uităm că tu le-ai văzut pe viu. Tu ai fost și ai realizat aceste fotografii acolo, la fața locului. Fiind, mă rog, puțin despre background-ul meu, fiind fotograf care acoperă în ultimii, nu știu, 15 ani zone de conflict, n-am putut sta acasă. Odată ce a început pandemia, am încercat și am dat telefoane, zeci de telefoane, până am reușit să iau acordul autorităților care m-au lăsat să intru în terapie intensivă. Și așa am ajuns să documentez cumva momentul prin care treceam atunci și prin care trecem și acum. Și așa am ajuns să intru aproape zilnic în diferite spitale care tratau COVID. Tu ai fost în toată această perioadă în spitale și vreau să vorbim despre ambele perioade de timp, dacă încercăm să le rupem așa, primul an de pandemie și al doilea an de pandemie. Ce ai simțit tu acolo când tu fotografiai și documentai ce se întâmplă în terapie intensivă? Erai probabil și tu tot cu îmbrăcat în combinezon? Da, clar, clar. N-aveam cum să intru altfel și nici nu voiam. Ce am simțit a fost că suntem în război, pur și simplu, dar de data asta nu mă uit după ceva, că n-ai cum să vezi acel ceva care îți pune viața în primejdie.
Și odată ce am intrat împreună cu Capucin, am încercat să, nu știu, să observăm și să încercăm prin ceea ce facem acolo să transportăm publicul care o să vadă mesajele și imaginea făcută în terapie intensivă, să-i transportăm în interior, fără să ajungă acolo. Și eu nu cred că există pe planeta asta cineva care vrea să ajungă acolo. Și de asta cred că un mesaj atât de simplu, dar atât de puternic, cred că poate să aibă efect. Și cum fotografiile atât de puternice, șocante chiar. E realitatea pură. Pur și simplu realitatea care, din păcate, noi o vedem puțin la televizor. În rest, auzim despre această realitate pro și contra. Dar odată ce, nu știu, arăți ce se întâmplă în terapie intensivă, nu cred că poți să dai delete din ce ai văzut. Și ce ai văzut tu dincolo de cadrele pe care le-ai surprins? Ce ai văzut tu acolo și ce ai simțit tu acolo în timp ce erai în terapie intensivă? Durere foarte multă. Gândește-te că sunt oameni care vor să-și ia la revedere de la familie. Simt și sunt conștienți unii că vor muri. Și nu au cum să sune, nu au cum să vadă sau să aibă pe cei dragi alături de ei. Asta e cea mai mare durere. Adică știi că te duci și nu poți să faci nimic. Nu poți să-ți iei de la revedere decât printr-un video call. Atâta tot. Asta e cel mai dureros. Adică nu cred că omenirea, sau cel puțin generația noastră, o să mai apuce să mai treacă prin așa ceva vreodată. Și ce mi-e greu să înțeleg, cum nu putem să realizăm că chiar trecem printr-un moment extrem de dramatic. Nu ne vom mai întoarce la ce a fost. Indiferent cât de mult sperăm că ne întoarcem la ce a fost, la tot ce se întâmpla înainte, cum se întâmpla, cum relaționam unul cu celălalt, cum călătoream și așa mai departe, nu ne vom întoarce. Indiferent că vor urma perioade de timp în care lucrurile vor fi mult mai calme, spitalele mult mai goale, dar eu nu cred că ne vom întoarce înapoi. Sincer, adică pur și simplu trebuie să înțelegem că trăim un moment extrem de important pentru generația noastră. Nu mai vorbim de copii, și de cei care sunt atât de amețiți de școală și nu școală și așa mai departe, dar cred că noi, ca generație, nu știu, trebuie să ne obișnuim clar că nu ne vom întoarce și trebuie să act like it. Și dacă realizăm că asta este realitatea, putem cu adevărat să mergem și să găsim soluții pentru cum trăim mai departe. A fost un moment, nu știu, în care tu ești oricum un observator și ai fost în zone de conflict în care ți-a venit să lași pur și simplu aparatul jos? Nu mai pot asta, nu pot s-o surprind. Și atunci când lăsam camera, tot fotografiam. Au fost momente. Țin minte că prima dată, adică în prima perioadă, când am intrat destul de mult, aproape în fiecare zi, mă uitam și eram foarte curios de câți ani are pacientul, chiar dacă era intubat. Că, na, câteodată nu-ți dădeai seama neapărat după față. Și când am văzut prima dată un pacient de 37 de ani, vârsta mea, am înlemnit. Pur și simplu că era tânăr, nu fuma, vorbind cu medicul de gardă din ziua respectivă, era tânăr, nu fuma, nu era obez și nu avea alte boli. Și era intubat. Și atunci, pur și simplu, am înghețat. Pentru că eu puteam să fiu în locul celuilalt. Depinde cum te, na, prindea boala. Și tu, ca observator, surprins pozele, dar cadrele, dar ce auzeai? Ce se vorbea în jurul tău? Care era atmosfera de acolo? Ce vorbea? Cel mai mult se auzea ventilatorul. Aia auzi cel mai des și bipăitul aparatelor. Atât. Că de auzit voci, auzi foarte greu, trebuie să țipe la tine, sunt îmbrăcați în costume, măști și așa mai departe, și mai ales în prima perioadă erau
extrem de bine izolați fiecare în costumul lui și trebuia să țip destul de tare, toată lumea avea numele pe spate și atâta. Îl strigai după, na, îl strigai, îl atingeai. Dar asta a fost cel mai greu de suportat. Auzeai până și noaptea când ajungeai acasă acel bipăit. Și când se oprea, și se oprea destul de des. Deci ai surprins multe cadre în care se opreau, adică ai fost prezent la multe situații în care s-a oprit aparatul. Da. Și cum era atunci, că erai acolo și surprindeai practic dispariția de pe acest pământ a cuiva? Având cumva experiența războiului, credeam că sunt mai imun la așa ceva. Dar de fiecare dată mă înșel. Sunt om și cumva odată ce vezi că cineva moare, nu e... N-ai cum să fii, să rămâi neutru. Au fost momente foarte grele și la fel și acum. Dar cel mai mult pe mine m-au impresionat medicii, asistentele, femeile de servici, care, din păcate, nimeni nu prea vorbește despre asta, dar sunt expuse și expuși fix la fel ca medicul. Adică asistenta stă poate mai mult în terapie intensivă. Femeia de serviciu, care curăță și așa mai departe, spală și așa mai departe acolo, stă la fel și expusă la același risc ca un medic. Și asta mi s-a părut incredibil, că, na, total în silence, ei merg în fiecare zi, nu au vacanță și așa mai departe. Dar atunci când se întâmpla astfel de situații, da, se oprea aparatul, se stingea cineva, care era atmosfera, cum erau medici, ce simțeai, deznădejde, disperare, revoltă, ce anume simțeai, că ai fost într-o zonă în care nu are lumea acces? Știi, erau foarte stăpâni pe ei. Asta m-a liniștit cumva. Țin minte că odată am intrat într-un spital în terapie intensivă și n-au apucat să vadă numele meu pe spatele meu, că era scris cu Carioca. Și prima întrebare a fost: ați venit după cel decedat? Și atunci a fost cel mai mare șoc. Cumva că, na, trebuia să vină cineva să-l preia și a crezut că am venit să-l preiau, știi? Asta a fost destul de strong. Dar oamenii de acolo se agățau cumva de tine, încercau să spună: uite, arată asta, sau oamenii care munceau acolo, asistente, doctori, cei care... Nu, sau există. Chiar pacienți care erau conștienți? Nu, pacienții cumva erau destul de cei care puteau să vorbească, că nu toți erau intubați sau aveau, la un moment dat, o să vedeți într-un film, chiar țin minte că vorbisem cu un domn de 40 ceva de ani, luase virusul chiar la o bancă, lucra la o bancă și na, așa a luat virusul și vorbea, era bine și era foarte, na, zicea că o să iasă în câteva zile din terapie intensivă, spera să ajungă cât mai repede acasă, era destul de pozitiv. În perioada asta, care a fost cel mai șocant moment? Eu întreb acum, un om obișnuit să vadă lucruri, tot felul de atrocități, vorbind de, totuși ai fost în zone de conflict și acum într-un spital, dar trebuie să fie ceva care într-adevăr să te fi răscolit profund. Cum ziceam, totul, atmosfera respectiv, atmosfera din interior este destul de grea și apăsătoare. Nu doar psihică, cât și datorită costumului și așa mai departe. Tu simțeai o diferență între ceea ce vezi tu acolo în spital și ceea ce se simte în spațiu public? Apropo de această situație. Da, că acolo era real. Vedeai ce se întâmplă cu adevărat și în exterior toată lumea vorbea că am trecut de pandemie, toată lumea era la restaurant și așa mai departe. Adică, pur și simplu, erau două lumi total diferite. Acolo era plin și vedeai ambulanțe și așa mai departe, cozi imense, și în social media vedeai, e fake, e fake.
pur și simplu cred că suntem atât de ușor de manipulat și cred că zona de media a stricat enorm de mult, că au împrăștiat prea mult aceste zvonuri, fără să le verifice. Da, pentru că totuși mesajul este oamenii mor infectați cu zvonuri. Da, aici ca să ajungem la subiectul conversației noastre despre campania, așa zisa campanie, acum de curând, mă rog, acum deja de o lună, cineva din zona financiară, dintr-o bancă, m-a sunat și a zis: vreau și eu să facem ceva, vreau să poate să folosim imaginile tale. Și am zis, eu sunt ready să fac orice dacă pot, știi? Să-i ajutăm pe cei care sunt în charge cu vaccinarea. Și așa am răspuns inițiativei lui Ionuț Stanimir, după care am zis, eu pe text nu știu. Textul tot e scris de Capucin, soția mea, și l-am sunat pe Șerban, cu care ai povestit. L-am sunat pe Șerban și am zis... Șerban Alexandrescu de la Headvertising, da. I-am zis, noi ca și echipă, buticul nostru creativ, nu suntem atât de mari încât să avem un copywriter care să traducă cu adevărat ce a scris Capucin. Cred că a fost incredibil de powerful ce a scris ea anul trecut în limba engleză și a fost citit, interpretat de Benedict Cumberbatch. Și cumva el a zis, stai puțin că nu înțeleg, e campanie, nu e campanie, vrea să așeze într-un loc, sunt da, foarte și ocupat. Și l-a și spus că nu intră în campanii care par moi și... Da, da. De asta m-am dus la el, că am fost... poate printre singurii cu care eu am o conexiune foarte strânsă, indiferent că nu vorbesc ani, poate câteodată, dar, nu știu, vorbim același limbaj. Suntem amândoi destul de pissed on different things. Și a venit, după multe insistențe ale mele, a venit cu tot felul de idei vis-a-vis de cum să sune campania, câteva adaptate după textul lui Capucin, și așa a ajuns primul outdoor de pe Magheru. A fost incredibil să vezi un singur outdoor cu un mesaj atât de simplu, fără branding, și am insistat extrem de tare, fără branding și fără vaccinare. De ce? De ce? Pentru că lumea, și nu doar în România, dar acum vorbim de România, cred că e sătulă să li se spună ce să facă. Și cred că să-i expui la ceva ce e dincolo de zid, cu un simplu mesaj, cred că e mult mai powerful. Și uite că am avut dreptate. Pur și simplu, oamenii au viralizat și au fotografiat bannerul respectiv, a ajuns atât de mare în digital, la fel de mare ca în Magheru, ca pe Magheru. Și acum o să fie în toată țara. Acest text, oamenii mori infectați cu zvonuri, este tot al lui Șerban? Da, 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 da. E, ironic sau nu, cam acest mesaj va fi pe suporturile media. Da, mă bucur, da. Cum se împrăștie zvonurile? Știi, m-am bucurat că, așa cum vorbeam și cu colegul tău la început, ieri am avut prima mea audiere la CNA și na, nu știam ce să zic exact, nu știam ce se întâmplă, habar n-am, am stat o oră în Zoom-ul respectiv și când mi-a venit rândul, am zis pur și simplu exact ce ți-am zis și ție. Nu e o campanie, e un strigăt, pur și simplu trebuie să facem ceva. Și culmea, este un mesaj real și oarecum pozitiv. Nu te pune să faci ceva, îți arată o realitate, pur și simplu. Și am fost uimit că majoritatea din cei membrii CNA-ului au intervenit cu să spună mulțumesc că ai făcut chestia asta. Și am rămas incredibil de, uimit, de că eram puțin speriat, nu știam ce se întâmplă, nu știam că există acest board sau membri, mă rog, CNA-ul, nu știam exact cum funcționează.
și m-am bucurat extrem de tare că m-am dus pur și simplu, am făcut cererea de unul singur și așa mai departe. Na. Dar televiziunile... Și acum o să fie pe toate televiziunile și ce e incredibil de, și sper foarte tare să, să fie destul de puternic ca mesaj, am făcut în română, citit de Ana Ularu, scuze, în maghiară, citit de un actor, Ișvan, de la Teatrul Național, și în romani, în limba romani, de Caliu. Și am fost uimit să văd cât de mult patos au pus fiecare. Pur și simplu i-am sunat și au venit la câteva ore. Adică nu de pe o zi pe alta și așa mai departe. Și care a fost brieful pentru ei? Adică, uite. Brieful a fost prima dată, uite-te la film. Uite-te la spot. Dacă putem să-i spunem spot. 30 de secunde. Și am zis, te-ai uitat? Da, hai să ne mai uităm încă o dată. Și am povestit puțin din experiența mea în interior. Și mai departe n-a trebuit să-i mai spun nimica. Pentru că pur și simplu ei au simțit datorită imaginilor. Pur și simplu asta m-a... nu le-am dat un brief. Nici lui Șerban, că l-a întrebat care a fost brieful. N-a fost un brief. A fost o disperare. Hai să facem ceva. Pentru că da, sunt extrem de nervos pe tot ce s-a întâmplat în ultimul an pe zona de advertising. O țară în care avem atât de mulți oameni creativi, n-am putut să dăm decât nimic. Pur și simplu nimic. Vânăm premii și cam atât. Încercăm să dăm toate campaniile, să convingem clientul să facă o campanie într-un fel sau în altul, fără să ne gândim la comunitate sau la publicul clientului respectiv, să dea bine pentru un premiu. Și mi se pare incredibil. La fel se întâmplă și în film, din păcate. Și sper să nu îmi iau destul de mult hate pe chestia asta, dar e o durere a mea. Pentru că pur și simplu nu înțeleg cum o țară care avem oameni atât de creativi să nu dăm un spot puternic să conving pe toată lumea. Sau, mă rog, o majoritate. M-am uitat în Moldova. Bravo! Moldova, cum voi ați spus, oamenii mor infectați această propoziție. Moldovenii au amintit în stilul lor de cimitire. Genial! Genial! Da, poate le-a fost frică oamenilor până acum să vorbească într-o campanie de la noi de cimitire sau de oameni atunci care mor. Atunci când ești în război, nu ți-e frică. E realitatea și culmea de frica morții, spui adevărul. Asta mi se pare incredibil. Cum nu avem... Era să zic o prostie. Cum nu putem să spunem cu adevărat realitatea? Dacă spuneam, noi eram aici. Eu cred foarte tare că clasa politică a greșit mergând numai pe pozitiv. Numai pe pozitiv și spunând totuși o minciună. Nu am trecut de pandemie. Și suntem departe de a trece. 30-40% sunt vaccinați în România. Iar restul, și astăzi am fost uimit, astăzi am fost uimit să aud de la cineva că a fost să se vaccineze, o persoană mai publică, și cei de la vaccinare au zis, ești nebun, de ce te vaccinezi? Cei care trebuia să-l vaccineze. Deci există și acolo astfel de situații. Bine, pe tine te revolta tu având contact cu realitatea aceea abruptă de acolo. Chiar că tot vorbeam de perioade. E o diferență între ce se întâmplă acum la terapie intensivă sau ce s-a întâmplat acum în valul 4 și ce se întâmpla anul trecut când ai fost în secțiile de terapie intensivă? O să-ți răspund printr-o chestie în care nu îmi imaginez sau nu înțeleg cum medicii încă pot sta acolo în primul rând al războiului, tratând oameni care nu cred. Exact pe patul de spital, ei zic că nu cred. Ai văzut pur asta și simplu. Da, normal. Am fost acolo când o echipă de medici din Germania au venit și au selectat anumiți pacienți să plece, destul de gravi, să plece în Germania, să-i trateze în Germania. Iar familia lor a zis că ei nu vor
să plece tatăl lor, să nu se facă experimente pe pacientul respectiv, pe tatăl lor. Îți dai seama? Adică, și asta da, doar și strict datorită dezinformării. Și bineînțeles, din păcate, dezinformarea asta n-a fost doar în social media. A fost și duminică, la biserică. Asta a fost incredibil. Și eu nu cred că Patriarhul României nu e vaccinat. Eu chiar nu cred. Aici nu putem ști, nu a zis nimeni nimic. N-a zis absolut nimic. Ei, dar anul trecut nu era situația asta la terapie intensivă? Era plin și acum e și mai plin. Deci asta ar fi diferențele de... Da. Și medicii probabil că mai obosiți decât erau în primul an. Gândește-te că mulți dintre ei nu și-au luat vacanță. Decât weekend și așa mai departe. Asta pe mine mă... Na, pentru mine sunt eroi. Punct. Dar atunci când tu vedeai niște situații de genul ăsta revoltătoare, ce făceai? Că, bine, etica îți spune că tu ești un observator și nu faci nimic, dar presupun că simțeai ceva. Cum reacționai în momentul ăla astfel încât să-ți menții... Mi-am menținut, nu știu cum. Am fost destul de neutru atunci când intru, nu prea vreau să... Na, încerc să fiu cât mai invizibil, să nu încurc în ce fac ei. Na, medici și așa mai departe. Adică eu încerc cât posibil să nu fiu acolo pentru ei. Și să fiu exact cum ai spus, observator. Din ce ai observat tu că s-a întâmplat în media? Da? Că vorbiți de dezinformări. Da. Care crezi tu că au fost cele mai mari probleme, văzând așa, cumva de deasupra, care au dus la aceste dezinformări? Că ai văzut, tu ai văzut toată realitatea și ai văzut toată ce se întâmplă în spațiu public. Care au fost problemele care au dus la aceste dezinformări? După părerea ta. Nu pot să spun de deasupra că am fost în interior și cred foarte tare, chiar acum de curând am publicat un material împreună cu colegul meu Andrew pentru New York Times, în care pur și simplu am realizat că marile cauze al procentului atât de mic legat de vaccinare este 1. Social media. Ce a greșit acolo sau ce s-a întâmplat greșit acolo? Ca să luăm așa. Păi în social media toată lumea șeruiește, din păcate, o grămadă de fake news și nimeni nu-l șterge. Asta mi se pare destul de puternic, cum nimeni ca autoritate, guvernul României sau habar n-am, avem minister pentru digitalizare, parcă nu, să facă cerere directă către Facebook. Guys, suntem într-o situație de criză. Avem contul XYZ, vă rog, tăiați-l. Asta ar fi o dată, social media, al doilea. Biserica. De ce? Pentru că majoritatea oamenilor cu care noi am stat de vorbă, în sate sau orașe, au zis clar că preotul le-a zis să nu se vaccineze. Sunt preoți care au zis să te vaccinezi sau care au sfătuit sau culmea. Chiar și în București am citit de un caz cum un preot a adus medic în biserică, da, biserică, da. Și exact. Le-a zis, domnule, eu nu știu nimic legat de medicină. Dar uite, avem un om de la Balș care vă explică cum stă treaba cu acest virus. Adică pur și simplu, na, aia a fost o chestie de mega lăudată. Aia trebuia să fie total pe toate canalele. Că era un exemplu de așa, da. Apoi, după biserică... Politic. Culmea, am stat de vorbă cu cineva din zona politică care a spus foarte clar: oamenii sunt dezinformați pentru că, în primul rând, guvernul a vorbit și a spus clar prin advertising-ul creat pentru guvern că am trecut de pandemie, că totul e roz. Cum să credem noi altceva? De ce să mă vaccinez când deja am trecut de asta? S-a terminat războiul. S-a terminat. De ce trebuie să mă duc la doctor? Cum poți să combați așa ceva? Te lasă mut și zici, da, nici nu știi ce să zici. Dar televiziunile, ce au zis apropo de spotul tău? Ai avut discuții cu televiziuni până acum, în cele câteva zile care au trecut de la
prezentare. Sunt curios, pur și simplu. Trebuie să dai nume. Da, normal, normal. Trebuie să... Au fost extrem de deschise. Indiferent de televiziune, culmea, indiferent de televiziune, atât cât am putut suna, de la cele mai mari la cele mai mici, unde mai știam oameni, au fost total pro. Au zis, trimitem link, mai ales după ce primești ok-ul de la CNA și îl vom difuza. Acum sper să-l difuzeze. Când nu se mai va, când nu se va mai muri din zvonuri? Nu cred că va mai fi vreodată vreo pauză la a se muri din zvonuri. Pentru că suntem atât de ușor de manipulat pentru un singur... din cauza unui singur lucru. Educația. Atunci când ai oameni citiți, ai oameni educați, atunci nu poți să-i mai manipulezi ușor, cum vrei tu. Doar că, din păcate, zona politică ne vrea needucați. România educată e doar pe hârtie. Și atunci te întreb, voi ați făcut acest spot, da? Un spot care arată realitatea, care ne bombardează cu niște imagini care te șochează văzându-le, nici nu vreau să-mi închipui ce înseamnă să le surprinzi tu acolo. Mai faceți și altceva pe lângă treaba asta? Da, încerc să trimit o scrisoare către cât mai multe companii să-i conving de un singur lucru, să facă ceva ce durează doar câteva secunde, un e-mail către televiziunea cu care lucrează sau către agenția de media care le-a cumpărat spațiu pe diferite canale și să dedice 10% din ceva ce deja au plătit, au făcut contracte și așa mai departe, 10% acestei campanii. Nu le cerem bani. Noi le dăm materialul, am făcut tot. L-am făcut ready pentru TV. Ei doar să decidă în interiorul companiei ca 10% să nu fie dat spotul lor comercial și să fie dat acest spot pentru comunitatea din care trăiesc. Atât. Și mai altfel de materiale o să mai faceți? Na, sperăm să putem să avem în toată țara această campanie. Repet, campanie că așa mesaj, numite da, acest mesaj. Și încercăm să mergem în cât mai multe orașe. Pentru că eu cred că realitatea dură e în afara orașelor mari. Aici, pe Magheru, a fost primul loc unde ni s-a dat oportunitatea să punem acest mesaj. Dar sper să putem să-l punem peste tot în țară. Pe unde o să ni se deschidă ușa, acolo o să-l punem. Adică toate materialele sunt gata, le facem noi, nu costă pe nimeni absolut nimic, toată lumea e pro bono, doar să-l printeze, atât tot. O să faci, nu știu, și ești fotograf, dar o să faci și materiale video cu oameni care povestesc experiențe și... Avem câteva idei vis-a-vis de chestia asta, iar Ionuz lucrează în continuare cu echipa lui la tot felul de alte materiale video și încercăm pe cât mai multe canale să ajutăm. Acum o să vedem la finalul, nu știu care final, la finalul zilei, ce o să aibă efect și ce nu. Da, uite, dar măcar nu stăm cu mâinile în sân. Adică... Se spunea, de exemplu, la un moment dat, să folosim oameni care au influență, să nu spunem influență, oameni nu care cred. Și poveștile lor. Nu, eu nu cred în chestia asta. Eu cred că omul în pandemie ce a avut rezultat extrem de mare în zona de fake news au fost video cu telefonul mobil. Nimic, fără producție, fără nimic. Telefonul mobil, Gheorghe din satul nu știu care spunea o poveste, total falsă. Aia se viraliza. Omul nu vrea să vadă producție TV. Și așa veți face și voi tot filmul ăsta, dar cu alt povești reale? Da. Asta cred că ajunge la publicul simplu și la oricine din țara asta. Pentru că vede clar că e cineva real ca el, spunându-și oful.
că e de bine, că e de rău, nu contează. Dar asta cred că are efect și de asta cumva mica noastră invizibilă agenție de branded content, asta își dorește să facă. Să folosească cumva experiența noastră din zona de jurnalism, artă, în zona de storytelling. Cred foarte tare că astăzi trăim o perioadă în care doar o poveste reală, cu oameni reali, are succes și pentru branduri mult mai mare decât ar avea cu actori și oameni cunoscuți. Da, iar acum, din ce îmi dau seama, practic voi vrea să transmite durerea despre care vorbeai la început, că ai simțit-o în spitale, la terapie intensivă, să o... realitatea durerii, de fapt, să o transmiteți și celor care se uită. Eu personal îmi doresc ca mesajele și imaginile pe care le-am făcut acolo să ajungă la fiecare și să formeze un, nu știu, o fereastră undeva unde, cum spuneam la început, nu vrea nimeni să ajungă. Nu cred că nici cel mai antivaxer din România nu vrea să ajungă intubat la terapie intensivă. Refuz să cred că cineva își dorește acolo. Și odată ce arăți ce se întâmplă acolo, poate că te gândești că ce știi e fals. Și poate că te gândești să întrebi pe cineva care cu adevărat se pricepe la medicină. Și nu doar la medicină. Vorbim de un virus. Când aud că medici, esteticieni sau eu mai știu ce, își dau cu părerea de un virus, mi se pare, nu știu, ar trebui total opriți. Și asta n-are legătură cu libertatea exprimării. Sau... Da, și atunci vin eu și spun așa, să zicem, eu mă pun în postura antivaxerului. Fotografiile tale, Cristian Movilă, sunt niște falsuri. Sunt niște falsuri, sunt regizate. Ce mi-arăți tu acolo, ai făcut cu niște lumini într-un spital. Îl invit să meargă cu mine acolo. Îl invit să meargă cu mine acolo. Dacă are doubts. Cristian, mulțumim pentru acest interviu. Vreau să te mai întreb o chestie. De ce face Cristian Movilă, un fotograf, un astfel de demers, când putea să stea liniștit, să-și facă documentare, reportaje și să stea liniștit? Pentru că îmi pasă. Sincer, pentru că îmi pasă. Pur și simplu nu puteam să stau acasă sau să îmi văd de treabă ca și cum nimic nu se întâmplă. Cred în România, cred că avem extraordinar de multe oportunități și mă doare extrem de tare că avem atât de multă dezinformare printre noi și nimeni sau foarte puțin fac ceva. De asta fac. Nu am niciun fel de beneficiu, nu am niciun fel de câștig în urma acestui demers. M-am chinuit și am făcut totul pe banii noștri, ai fundației și ai studioului nostru, outdoor-ul și billboard-ul, mă rog, de pe Magheru a fost plătit de o companie în care nu trece nimic pe la noi. Am încercat să fac toate aceste demersuri pentru că îmi pasă de țara asta și cred că avem valoare. Pur și simplu cred că putem să dăm mult mai mult. Am început atât de bine, eram printre primii la vaccinare și am ajuns ultimii aproape din lume. New York Times a trebuit să vină, CNN, Euronews, să vină să facă reportaje despre în ce hal am ajuns datorită vaccinării. Și n-are legătură cu cei care coordonează vaccinarea. Are legătură pur și simplu cu ce ți-am zis mai devreme, din păcate. Mulțumim încă o dată, Cristian Movilă. O să te mai invităm aici în platou la noi, pentru că vreau să mai spun, el este și fondatorul Eidos, o fundație cu un proiect despre care noi am scris o serie de dezbateri foarte faine despre ce înseamnă jurnalism, ce înseamnă informarea corectă. Găsiți și pe pagina de media toate aceste materiale. Sunt niște dezbateri chiar de urmărit și la un moment dat o să te invităm aici să discutăm numai despre acea parte care ține de dezinformare și de informare corectă și de cum se face meseria aceasta de jurnalism și
de jurnalist și ce înseamnă să spese. Mulțumesc încă o dată, Cristian Movila. Eu sunt Petrișor Robaie. Acesta a fost interviul de azi, Pagina de Media, dar nu vă las doar cu mesajul de la revedere. Vă invit să vedem încă o dată spotul făcut pe fotografii făcute de Cristian Movila în terapie intensivă. Chiar câte ore de terapie intensivă ai spus că ai? Am calculat anul ăsta, cred că am trecut de 140 sau 150 de ore de terapie. Un fotograf cu 150 de ore de terapie intensivă. Acesta este spotul. Sper că va convinge cât mai multă lume că nu este de glumă. Numai bine, multă sănătate. La revedere! Sunt oameni. Pe unii dintre ei îi știm bine. Iar pe alții nu îi vom cunoaște niciodată. Dar fiecare dintre ei este un mare ceva pentru altcineva. E tatăl cuiva sau frate, e văr sau fiin sau naș, mamă, bunică sau nepoată. Toți sunt cinevaul cuiva. Iar dacă ar fi să se ducă, cumva, nu acum și nu așa.